Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Suntem în spate cu frații mei, cu călăreții. În spatele ăsta, la alt, avem stadionul și intrăm la meci. Intrăm la City Arsenal, meci de locul întâi, mare derby, 3-0, triplă Haaland. Hai să vedem ce e înăuntru. Începe lumea să se adune din ce în ce mai mult. Încep să fie din ce în ce mai mult pe stadion. Totuși lumea nu se grăbește, doar cu o oră înainte de meci. Stadionul este destul de gol. Se anunță totuși o asistență full, un sold out, având în vedere că e derby. Ne așteptăm pe băieți să intre la încălzire. Scoborăm un pic mai lângă teren ca să ne filmăm un pic, poate ne salută vreunul. Suntem la pauză pe Emirates. Bă, meciul este extraordinar de electrizant. Ca prima experiență pe un stadion în Anglia, absolut fantastic. Cântă în continuu. Nu înțeleg mai nimic din ce cântă. Au un dialect oribil, dar e fain. Un penalti scos din pălărie pentru Arsenal, n-am înțeles. O să trebuiască să ajungem acasă să vedem highlights-urile. N-am înțeles dacă a fost sau n-a fost VAR. Momentan, na, mie nu mi s-a părut penalti. Acum vom vedea. Frumos stilul lui De Bruyne, un lob fantastic, nu l-am prins pe cameră, nici măcar pe reloare, că o dat reloarea foarte repede. În schimb, am prins penaltiul live și o fază excepțională la pauză. Ne vedem cu repriza a doua imediat,
plus, la final să vedem care e rezultatul final. Din nou o fază controversată, un penalti dat pentru City, după care a fost anulată decizia pe motiv de offside. S-a dat verificarea finală aici pe televizoare. Într-adevăr era un milimetru în offside. Aia e, în continuare dăm cu 1-1. Mai sunt 30 de minute. Vreau o bere, că nu mai am voce. S-a terminat meciul, am închis geaca, e plin de Arsenal fans around. Excelent, 3-1, ne-am urcat înapoi pe locul întâi. Are totuși Arsenal un meci în minus și o să avem și meciul direct de pe Etihad. O experiență absolut fantastică, minunată, mai ales în postura de vizitator pe Emirates. Asta e, cred că, un plus și mai mare decât dacă aș fi fost, de exemplu, pe Etihad. La un moment dat o să ajungem și acolo, dar cred că în principal cu ajutorul vostru. Deci, nu uitați pe final să lăsați un like, să lăsați un comentariu, dați și un share că am fost aici. Eu sunt LCH Gamer și până data viitoare, direct de aici, de pe Emirates, v-am pupat. Campionii Angliei, ce bun!